Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Am rămas datoare cu un răspuns invitatului meu din această seară cu privire la paralela pe care am încercat noi să o facem între această comună Peștera, care iată a fost transformată radical de un primar gospodar, și municipiul Buzău. Bun, nu compar cu municipiul Buzău. Hai să comparăm cu cea mai bogată localitate din județul Buzău, da? Mi-ar fi plăcut să fac comparație cu Gălbina și iar răspun. Mi-ar fi plăcut să pot face comparație cu Grebănul. Mi-am adus aminte cum se numește localitatea de lângă Râmnicu Sărat, unde sunt eoliene, da? Mi-ar fi plăcut să fac comparație cu comunele din jurul Buzăului, care sunt aproape de oraș. Care sunt aproape de oraș și de unde se extrag, slavă Domnului, pe recunoscute, pe nerecunoscute. Păi, apropo de Gălbinaș, mă gândeam dacă acolo sunt niște sonde și au fost mai de mult, mai multe. De ce nu se văd sau Scorțoasa, unde era Beciu, unde cunosc chiar foarte bine zona și unde erau cel mai pur și este zăcământ de petrol și gaze din țara noastră, și chiar din țara noastră, că acolo era o zonă minieră foarte tare. Eu iubesc județul ăsta atât de mult, pentru că aș fi avut posibilitatea să plec de N ori până acum, dar am considerat de fiecare dată că se poate, că putem să transformăm oamenii. Mirela, să-ți mai zic o chestie. Mi-a venit acum ideea, gândindu-mă mai atent și mai profund la ce am văzut. Eu cred că, în afară de viziune și tinerețe și poate chiar și un dram de noroc, mai este ceva. Eu cred că primarul poate să fie acuzat, pot să fie păreri pro și contra, dar eu cred că un primar, dacă nu este de-al locului, nu prea știe cu ce se mănâncă și ce nevoie are. Și nu depinde nici emoțional, nici ca neam, nici ca sânge, chiar gândește puțin ce ar fi fost un primar să nu aibă strămoși și neamuri în satul ăla și să nu facă nimic. Și în momentul când va cere voturi, la un moment dat să-i zică țațaleană că știi că dacă e vecinul tău și l-ai crescut de mic pe primar și acum a ajuns o mare, îți permiți o anumită intimitate cu el și să-i spui: băi, nea Teo sau nea Cutare, ce ai făcut? Ai zis că ne faci podul la vadul, ce ai făcut? N-ai făcut unde nimic. Unde-i podul? Ei, păcând dacă ești din alt județ, te doare la bască. Știi, când vii în Buzău, să faci și tu ceva pe aici sau să promiți. Eu așa cred că... Și apropo, spunea cineva că ar fi fost bine să fie o femeie, o doamnă. Citim îndată și mesajul. Păi da, dar la noi încă doamnele sunt prea sfioase pentru un asemenea post. Și degeaba mă contrazici tu, fiind femeie, evident, că și în spatele unei femei trebuie să stea un bărbat puternic. Mi s-a propus un anumite doamne din lumea asta mai cunoscută a Buzăului, numai că s-a retras și l-a lăsat pe bărbatul în față, care s-a retras cu succes la rândul din această competiție. Deci, într-adevăr, o femeie are altă viziune. Chiar biologic vorbind, vede mai multe culori, poate în loc de floricele pe câmpii ne pun și nouă niște, eu știu, altceva, nu palmieri, dar să înfrumusețeze orașul. Zic că ar avea altfel și asupra culorii anumitor instituții și, nu știu, cred eu că ar da un anumit aspect frumos municipiului. Dar dacă n-au îndrăzneală, n-ai cum să forțezi lucrurile. Bine, astea. În 2020 candidez eu. Era o glumă, evident. Te așteptăm. Bun, am câteva mesaje venite din partea telespectatorilor. Știți ce înseamnă 2 milioane de euro venit pe an la o primărie? Cum să nu coste apa un leu și gunoiul gratis cu asemenea buget? Exact despre ce vorbeam. Păi 2 milioane în Buzău la noi este șpaga dată pe asfaltări. Exact. Ce? Deci nu, avem munte, avem câmpii, avem, repet, vântul bate din toate direcțiile, noi de ce n-am putea avea și de ce n-am putea investi? Deci, Mirela, cu un butoi de apă poți să răstorni peste o roată să producă curent sau poți să o arunci pe jos și să facă flashc și să nu producă nimic? Deci cu 2 milioane poți să faci sau să poți să te duci în insule Belize cu minorele. E același lucru. Deci. Sau depinde de om. Dacă cele 2 milioane le investești cu totul în locul respectiv și nu mai dai și parandărătul și nu mai bași în buzunar,
buzunar și nu-i mai dai și lui vecinul care ți l-a recomandat pe cel care ți-a dat parandărătul și tot așa? Ăla cum o fi asfaltat omul ăla? Că nu prea am văzut reportaj. Mă întreb și eu, pentru că la noi s-a pus problema să se asfalteze tot orașul și străinii de la Berd au pus 10 ani garanție și ăștia ei noștri au zis 10 ani, un an, doi, că este învățat să tragă covorul asfaltic și să plece. Că dacă după aia vin ăștia de la gaze sau de la canal și mai sparg o lasă așa, ei nu mai garantează. Acolo am spus, domnule, 10 ani mi-l repar gratis. Ai înțeles? Deci și atunci s-au retras băieții. Deci nici măcar o asemenea răspundere. Și țin minte că fostul primar Boșcodeală a luat legătură din nou cu cei care ar fi trebuit să vină la licitație și le-a spus, stați că negociez eu cu Berdu să lase la 2 ani măcar garanție. La 10 mi se pare. Deci cum să vină când... Pe cum să negociezi tu în detrimentul cetățenilor tăi, tu ca primar, ca prim Boșcodeală? Da, dar nu venea nimeni, Mirela. Rămâneam cu gropi păi și am rămas. Și ce facem? Ce facem? Deci nici așa, nici așa. Aici e problema. O să mă duc să-i propun domnului director de la Urbis. Uite, mâine mă duc și să-i viitorul propun. Primar care o să fie. Nu, până la viitorul primar, eu o să mă duc mâine la domnul director de la Urbis și o să-i propun. Am văzut că are panseluțe frumoase și ieftine. Chiar sunt ieftine. 80 de bani sunt unele dintre cele mai ieftine din țară. A, să punem în gropi? Să punem în gropi. Măcar în felul ăsta înfrumusețăm și noi într-un fel orașul. Da. Mai avem... un mesaj. Ce tot dați exemplu comuna Peștera? Multe lucruri realizezi când ai bani. Cu 2 milioane de euro de la eoliene faci multe într-o comună. Mesajul acesta a venit de la telespectatorul de mai devreme, căruia i-am răspuns deja, așa că n-are rost să o luăm de la capăt. Exact ce spuneai și tu, Iulian. Mi-aș dori a candida o femeie cu calități deosebite. Omul sfințește locul. Felicitări pentru invitat, familia Mihai, care ne urmărește în fiecare seară. Da, într-adevăr. Doamne ajută, cu cât ne vor urmări mai mulți, cu atât vor avea idei mai bune și vor contribui și vor ști pe cine să pună ștampila. Asta este clar. Bun, am vorbit despre un leu metrul cub de apă, tablete și biciclete pentru toți elevii din comună. Deci tablete pentru toți elevii, biciclete pentru toți copiii de ziua copilului. O investiție uriașă, iarăși. Mai avem și noi consilieri care au tablete și le țin pe la nepoți, pe acasă, să joace Counter-Strike sau cine știe ce. Eu am văzut un consilier județean vine cu tableta băgată în husă și când pleacă scoate tableta și husa o umple cu covriș și pleacă acasă. E, lasă, stai deci... să o fi mai sărac. Deci, ia gândește-te puțin unde sunt aceste laptopuri ultimele generații, notebook-uri, ce erau ele, parcă la consiliul local da, și tablete la județean. Exact. Unde sunt, domnule? Ei nu tot cu hârtiuțele vin. Ei tot cu hârtiuțele. Păi, chiar și cei mai tineri tot cu hârtiuțele. Da, unde sunt, domnule, acele investiții? Păstrează bine ca să poată să le predea regulă. Elevii din satul ăla veneau cu ele, pentru ei este ceva nou, știi? Pentru ei este... Deci vă dați seama, vă imaginați cum e la țară să ai și internet gratuit în așa și să ai și tablete, să-ți dea, ca să nu mai zic de biciclete. Iată și cu o chestia cu bicicleta, nu le-a dat trotinete sau altceva, le-a dat biciclete. Deci da, dar înainte le-a dat asfalt, înainte de a le da biciclete. Corect, dar încurajează și să facă mișcare și să polueze mai puțin. Deci s-au gândit, cine a gândit, eu sunt sigur că n-a gândit numai el. Sunt sigur că are o echipă și în jur. Și nu e un lucru rușinos. Aia trebuie să înțeleagă lumea, pentru că există o chestie la noi aici în oraș și în județ. Eu vreau să fiu șeful. În rest, nu accept pe nimeni. Păi stai puțin. Ca să ajungi acolo, îți trebuie o anumită echipă. Și echipa aia trebuie să te ajute. Sunt juriști, sunt specialiști, sunt așa mai departe. Deci ei, cu meritul este al tuturora. Deci asta trebuie să se înțeleagă, că de unul singur în secolul ăsta nu se mai poate lua, că a trecut vremea lui Ceaușescu. Deci asta trebuie. Corect. Întrebare pusă în cască de colegul meu din regie. Da. La programul guvernamental laptele și cornul oare ce le-o da? Îmi imaginez că vreo masă caldă trebuie să fie pe undeva, pentru că copiii arătau... Auzi, programul este în esență
ca și gândire bună. Cum arătau școlile. Da. Deci nu este un program rău. Acum, să fim serioși, eu cunosc familii care cresc. E depășit. Păi da, și ce pe se dai? Pe copii nu-i mai încântă, nu le mai aduce nici măcar dramul acela de calciu. Auzi, iau livezi și pomi pe marginea uliței. Ai impresia că dacă le dai mere și care cu mâinile murdare și nu le spală, crezi că e mai bine? Hai să fim serioși, nu cred că este. Părerea mea este că programul sau, e bun, sau le e dai miere, nu știu de care, din cum am găsit noi în hipermarketuri, mari retailer, miere falsă. Deci nu știu cum ar trebui să fie gândit, dar totuși am vrut să-ți spun un singur lucru. Eu cunosc foarte bine că sunt familii sărace care trăiesc numai cu așa ceva. Nu zic că este un exemplu sau nu zic că numai așa ar trebui să fie sau pentru un asemenea sau asemenea cazuri trebuie să menținem programul ăsta. Totuși este un ajutor. Iulian, pentru că am deschis subiectul acesta, haide să-ți explic. Cornul acela este făcut la o fabrică de pâine. Da, da? Păi doar... Odată pe lună se poate schimba sortimentul. Păi da? Îți trebuie viziune. Așa, laptele respectiv este făcut la o fabrică de lactate. Da, într-o lună poți să-i dai brânză topită, într-o lună poți să-i dai iaurt cu aromă de fructe sau cu chestiile așa. Astea deci nu sunt făcute pentru copii sau pentru populație, sunt făcute ca și afacere. Deci evident. Nimeni nu gândește în alt mod decât ca afacere. În momentul în care nu ți iese pe plus, renunți la chestia asta. Ar trebui găsiți mici producători, nu trebuie neapărat, nu știu, schimbat modul de a licita, nu știu exact ce, în care să fie încurajați, controlați. Ți-aduce aminte cum erau tonomatele alea, sau cum le zice, dozatoarele de lapte, că era coadă? Da. Unde mai ai văzut așa ceva? Încă se mai vinde bine laptele în piață. Deci era în Dorobanți, prin Broșteni, până la piață, până Micro 5, păi erau, cred că fiecare piață avea câte o chestie de asta. Și mergea foarte bine, stătea lumea la coadă. Deci îți spun sincer, și eu l-am de acolo. Au dispărut. De ce au dispărut? A dispărut interesul oamenilor sau nu mai e o afacere profitabilă. Da, și dacă nu mai e... cu siguranță. Și încă un aspect. 1000 de metri pătrați de teren pentru care tinerii căsătoriți plătesc 500 de euro, deci aproximativ 20 de milioane. Proiectul gratuit, canalizare gratuită, apă adusă pe terenul respectiv, curent electric la fel și mai mobilează bașca și un dormitor la sfârșitul construcției, la finalul construcției. Vreau să spun iarăși ceva. În 2000... împreună cu câțiva oameni a reușit să facem un proiect pentru asfaltarea unui drum de țară, la munte, în Buzău. Am făcut proiectul, ne-am milogit la un prieten care era inginer, în fine, l-a făcut ca la carte. Mai ne trebuiau niște hârtii, între care și o hârtie de la primărie, prin care să se dovedească că acel drum este administrarea respectivă. Ghiși ce ne-a zis primarul, că era tot așa în preajma unor alegeri. Dom'le, aici e drumul practicabil, dacă nu-l facem noi, nu vă dăm. Și erau bani moca aduși. Deci, de asta spun că, și, dacă ți-o aminte, și a fost un reportaj la o televiziune națională în legătură cu niște case pe care erau mobilate și reabilitate și se mutau oamenii din alte județe nevoiași sau din alte comune, oameni nevoiași. Și veneau și era chiar o bătaie și chiar erau mulțumiți cu familii multe, cu probleme sociale, cu așa mai departe. Deci se pot face. Sunt sate în care nu mai există, deci populația este în scădere dramatică acolo. Mai sunt 2-3 case la nu știu câți kilometri. Gândește-te dacă s-ar face ceva de genul ăsta, s-ar repopula, oamenii în timp ar plăti impozite, tu ai reușit să faci o investiție ca primar, ca administrație locală și așa mai departe. Deci iarăși, iarăși o lipsă de viziune și chiar și de rea voință la un moment dat, pentru că exemple putem da și cu prețul scăzut. Din păcate, la Buzău nu prea mai găsești teren nici așa cu un preț mult mai mare în jur. E din cam păcate. Luat. Și hai să răspundem și la ultima întrebare din emisiunea aceasta. Ce șanse sunt ca viitorul primar al Buzăului să reprezinte doar interesele cetățenilor? Avem vreo șansă, având în vedere paleta de candidați? Cam e conturată. Da. Părerea mea este următoarea. Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece.
nu trebuie nici să exagerăm, pentru că avem tendința asta. Ori să exagerăm în stânga, ori în dreapta. Eu zic că dacă vor înțelege ceva mai mulți oameni ca în 2012 cum stau lucrurile și vor merge la vot, pentru că dacă nu votezi, n-are rost să vorbești. N-ai cum să ai pretenții. Deși mărturisesc că există și ar trebui să existe și a treia opțiune, de să votezi sau să nu votezi, da sau nu, sau a treia. Dar părerea mea este că nu avem șanse, nu ne așteptăm ca în 2016-2017 să arate Buzău extraordinar. Dar totuși să vedem ceva, un început. Știți că românul nostru nu prea se așteaptă la mari bătălii câștigate. Să vadă acolo puțin. Să vadă, dau un exemplu aleatoriu, nici nu mă interesează. O firmă de salubrizare a introdus sacul galben, da? Sau așa. Bun, să scadă un leu, domnule. Cât este un leu dintr-o factură? Să scadă un leu, pentru că omul ăla, și asta e ideea, i-am dat-o eu directorului acelei societăți acum mulți ani în urmă, văzând și eu ce-i până afară. Omul se uită, populația României este săracă, se uită la acel leu, el depune o muncă ca să le pună separat, iarăși e scutită firma să consume forță fizică și alte resurse să le sorteze acolo, la stațiile sortare. Deci, costurile astea s-ar regăsi într-un fel și populația ar înțelege. Nu că nu-ți mai țiau sau îți dau amendă. Nu este. Coercitivul niciodată n-a dat rezultate. Dar stimularea și lauda... Da, aici discuția poate merge către altă direcție, pentru că sunt și norme pe care trebuie să le respectăm și... Nu, da, mă rog. Eu zic așa, zic un leu la factură, dacă colectezi într-un anumit mod, omul se uită la lucrul ăsta. Și cred că pe exemplu ăsta ar putea să continue. Poftim, faci mături în fața, sau dai zăpada în fața, cum era pe vremea lui Ceaușescu, un metru și ceva, sau cât era, jumate din stradă pe porțiunea unde stai tu la casă, sau la bloc, sau nu știu unde. E, asta ar da rezultate în timp. Ar da rezultate. Că am văzut chestiile alea cu sârmă ghimpată, chiar la un moment dat zice că suntem prin Libia, prin nu știu ce țări din astea. Am văzut eu o grădiniță foarte, foarte frumoasă undeva în Dorobanți. Am să merg zilele astea, când o să fie mai frumos afară, să o filmez și să o dau exemplu telespectatorilor noștri. Am încercat să demonstrăm și eu cred că am reușit în această seară să demonstrăm că se poate. Totul e să vrei, totul e să gândești în interesul cetățeanului și să-ți deschidă Dumnezeu un pic mintea către ce înseamnă nevoile omului. Iulian, mulțumesc tare mult pentru faptul că ai acceptat invitația mea în această seară. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Noi ne revedem mâine seară. Până atunci, o seară cât mai plăcută vă doresc. La revedere!